Da, vreau să vă arăt instalația sanitară la o baie. Nu știu cât de bine e făcută, dar ea este, se prezintă cam așa. Aici este clapeta de închidere pe general. Pentru toaletă, aceasta este pentru aerisire și intră direct în țeava mare. Aici vine o ghiuvetă care vine înainte de sifon. Aici este sifonul. Pardoseală. Da? Și deci înainte de sifonul de pardoseală sunt toate. Și aerisirea și ghiuveta și toaleta. Și dușul. Vă rog să scrieți în comentarii dacă credeți că este ok așa? Sau să-i spun să mai facă vreo modificare. Eu nu știu, nu mă pricep, de aceea am nevoie de părerile dumneavoastră. Și scrieți în comentarii, în caz că vă pricepeți și știți despre ce este vorba, dați-mi un sfat. Deci toate vin înainte de sifonul de pardoseală. Și clapeta de închidere sau de sens, sau cum îi spuneți voi, vine din general și toate intră după ce e pusă clapeta. Și aici la fel, nu știu dacă este ok. Am nevoie de părerile dumneavoastră. Deci aici intră în canalizarea mamă și aici vine toaleta, iar de aici vin toate racordurile pentru baie. Deci apa ar trebui să se scurgă pe aici, prin clapetă și să intre în canalizare. Dacă credeți că nu este ok așa, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii să modific. Vă mulțumesc frumos!